Noi, în această seară, am cerut un punct de vedere inclusiv de la doamna ministru. Doamna ministru are o altă abordare, problema domniei sale. Pe noi ne interesează însă ce se întâmplă cu copiii. Pe noi ne interesează aici nu doar o chestiune referitoare la o doamnă ministru, ci la Guvernul României. Și e o situație extrem de serioasă, așa cum se vede în momentul de față din partea sindicatelor și din partea cadrelor didactice. O salut în acest moment pe Dana Budeanu, este mamă, e interesată de acest subiect. Salut, bună, Dana! Bună seara! Bun, domnule Nistor, haideți să începem cu dumneavoastră. În momentul de față, care sunt șansele, în opinia dumneavoastră, ca această grevă să nu se întâmple? Mici. Mici. Și vă spun acest lucru pentru că partidele care formează coaliția guvernamentală știau încă din luna decembrie care sunt problemele cu care ne confruntăm. Și au luat numeroase angajamente, n-au respectat niciun angajament. De altminte, nu există nicio negociere reală cu reprezentanții în cauză. Putem merge mai departe la faptul că în 10 mai a avut loc acel marș de protest la care au participat peste 15.000 de salariați din București și din țară și era un ultim semnal transmis celor trei președinți ai partidelor politice care formează coaliția guvernamentală că ar trebui să aibă mai multă aplecare față de problemele din sistemul de învățământ românesc decât pe împărțirea ministerelor, că vorba aceea se apropie faimoasa rotativă. 15.000 de oameni deci în stradă... Deci acuzați că ei se bat pe rotativă și pe funcții și nu se ocupă de profesori? Este o realitate. 15.000 de oameni au fost în stradă și niciun reprezentant al guvernului, niciun reprezentant al partidelor din arcul guvernamental n-a catadixit să aibă vreo declarație sau să aibă vreo discuție cu reprezentanții celor care au fost în stradă. Și trebuie să vă gândiți la următorul lucru. Că în 10 mai ați avut o confruntare, în ghilimele, între cei care își doresc o țară educată, o România educată, și cei care, fără a avea o autorizație pentru o acțiune de protest, au încercat să se folosească de nemulțumirile noastră din învățământ. Care este procentul de mărire la salarii pe care îl cereți? În momentul de față discutăm de o grilă de salarizare care a fost negociată cu Ministerul Educației, a fost asumată de Ministerul Educației și a fost înaintată către Ministerul Muncii. Se pleacă de la salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, care ar trebui să fie echivalentul salariului mediu brut pe economia. Este un salariu decent. Un salariu care ar transforma... procentual. De la cât la cât ar trebui să fie creșterea? Ar însemna aproximativ 70% pentru colegii noștri debutanți. Și bineînțeles, deci creștere de 70%. Iar mai departe este o creștere progresivă pentru toate celelalte funcții care există în sistemul de învățământ preuniversitar. Mă raportez strict la învățământul preuniversitar pe care îl reprezint. Bun, de la 70, cam cât ar fi celelalte creșteri? 60, 50? 60, 50... Dar poate procentele acestea pot deruta, pot să pară foarte mari, dar acest procent mare se aplică la un salariu mic. Când vin și acord... Cât are debutantul? La un debutant care are 2500 de lei net, aplicați-i procentul de 70% și vedeți ce creștere ar urma să primească. Și gândiți-vă că prin aplicarea legii salarizării, faimoasa lege 153, în ultimii 2 ani, sunt colegi din învățământul preuniversitar care au primit ca și creștere, în ghilimele, 0 lei, 10 lei, 20 de lei, maxim, pentru colegii personal nedidactic, 100-150 de lei. Dacă începe greva generală, cât estimați că poate să dureze? Totul depinde strict de voința colegilor noștri. Ei au luat hotărârea să declanșeze această grevă generală și, bineînțeles, deci ei pot fie, hotărâ... Poate să înghețe anul? Este posibil și acest lucru, nu ne dorim așa ceva. Rezolvarea problemelor noastre ține strict în momentul de față de o decizie politică. Decizia politică nu se ia la nivelul Ministerului Educației, decizia politică se ia de cei care se bat în momentul de față pe structura Guvernului României. Cu cine României. Ați încercat să vorbiți? Cu Ministrul Educației? Cu cine ați mai încercat să vorbiți? Cu Ministrul Educației am discutat. V-am spus, soluția nu este acolo. Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe au transmis categorii Ministerului Educației să-și retragă grila de salarizare care a fost agreată împreună cu reprezentanții federațiilor sindicale și să vină cu ceva mult mai subțire, aș putea spune. Nu se poate accepta așa ceva. Am vorbit cu premierul, dar știți cum este într-o coaliție? Câteodată nu premierul este cel care decide.
Și mi-aduc aminte de o discuție foarte interesantă la Palatul Victoria, unde la fel, în urma unei acțiuni de protest, am avut o întâlnire cu premierul la care a participat și colegul de coaliție care urmează să preia funcția de prim-ministru. Și întâmplător a fost abordată în discuția respectivă problema pachetului legislativ. Și s-a transmis un mesaj ferm către premier, către ministrul educației, că nu se acceptă ca în proiectul legii învățământului preuniversitar să apară acea referire la salariul debutantului, care ar trebui să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Asta a venit de la domnul Ciolacu. Exact. Deci asta a fost indicația domniei sale, mergând pe ideea că doar în viitoarea legea salarizării se poate prinde așa ceva. Bun, ba, mai mult, ceva. Ba mai mult, cu această ocazie s-a mai lansat un lucru, am constatat că nici premierul nu știa despre așa ceva, care exista o inițiativă legislativă ca toți debutanții din România cu studii superioare de lungă durată să aibă același salariu, deci echivalentul salariului mediu brut pe economie. Și atunci am explicat domnului Ciolacu care ar mai fi motivația pentru un tânăr să vină într-un sistem educațional politizat, birocratizat și subfinanțat, atâta vreme cât va putea să câștige mai bine în orice alt domeniu. Domnule ministru, noi cum am văzut în România, se vorbea despre tăieri, a apărut ba premierul, ba nu știu mai cine, zicea că se fac tăieri. Nu sunt tăieri. Stați puțin. Până când a venit președintele și a zis câtă vreme mai e un cuvânt de spus, nu se face niciun fel de tăiere, da? Bun. Deci dacă lucrurile până la urmă pot fi decise de la nivelul președintelui și mai ales președintele care vrea să-și încheie al doilea mandat cu România Educată, n-ați încercat să aveți o discuție cu președintele pentru a rezolva problemele din educație? Eu vreau să vă spun deschis că am încercat. După marșul de protest la care au participat colegii noștri din țară și din București, am înaintat o scrisoare oficială președintelui României, cu care i-am cerut în calitatea domniei sale de președinte al țării să medieze conflictul dintre angajații din învățământ și guvernul României. Este obligația domniei sale atâta vreme cât sub patronajul președinției s-a făcut programul România Educată și este și o altă obligație morală în calitatea domniei sale de cadru didactic. Ieri ne-am întâlnit cu consiliera prezidențială pe probleme de sănătate, care se ocupă și de educație la nivelul Palatului Cotroceni. Stați puțin, consilier pe probleme de sănătate? Da, pentru că fostul consilier sănătate pe probleme... Sănătate general sau sănătate mentală? Sănătate, dar care a preluat atribuții, sănătate, atribuțiile doamnei Deca. Sănătate, că e mai bună decât toate, probabil că așa s-au gândit. Care între timp... Doamna e medic sau... Nu, nu, doamna Păune și cadru universitar. Este și cadru didactic universitar, dar dânsa a preluat și atribuțiile fostului consilier prezidențial pe probleme de educație. Profesor universitar, medic. Dânsa doar a vrut să ne comunice că s-a privit documentul oficial din partea noastră, că există toată susținerea și ne-a rugat să ne mai gândim. Și stau și mă întreb, la ce ar trebui să ne mai gândim? Oare acești distinși domni politicieni, cei care sunt experți în a proroga acel articol legat de finanțarea educației an de an, nu stau să se gândească că în învățământ colegii noștri nu mai au nevoie nici de înțelegere, nici de cuvinte frumoase, au nevoie de fapte concrete. Resursa umană a intrat într-o criză profundă, sistemul nu mai este atractiv, dascălii pe care avem în momentul de față nu mai sunt motivați, nu văd nicio perspectivă. Umiliți în fiecare zi, contestându-se asta activitatea profesională din afară, în permanență, automat aleg să capituleze, aș putea spune, să folosesc un termen așa mai militar, bine, necaracteristic sistemului de învățământ. Dar nu mai putem tolera acest lucru. Mi-aș dori și eu să văd că în învățământ există o adevărată bătălie pentru ocuparea unei funcții didactice. În momentul de față am ajuns în situația groaznică în care nu mai reușesc să angajez o îngrijitoare pentru o grădiniță de-a noastră. Nu mai reușesc să angajez contabil și secretare pentru că s-au săturat să lucreze pe salarii de mizerie și sâmbăta și duminica și fiecare sfârșit de lună să devină un adevărat calvar când se pune problema plății salariilor. Vrem cu toții școala să fie sigură, să avem servicii de calitate, să avem profesori care să fie nemaipomeniți. Dar toate aceste lucruri înseamnă bani. Și deocamdată nu am primit vreme de 30 de ani decât dispreț, umilință și o ignorare totală din partea celor care puteau decide. Bun. Doamna Budeanu, care e reacția ta? Nu avem suficient timp pentru reacția pe care ar trebui să o am în acest moment, însă, stimate domn,
Profesorii au mai fost în grevă, nu știu dacă vă amintiți, 2 ani de zile în continuu în care nu s-a făcut școală deloc, nici măcar online. Puteți fi în stare să dați vina pe absolut oricine. Majoritatea profesorilor nu au vrut să mai intre la clasă nici după aceea. Eu sunt pentru creșterea salariilor tuturor, nu numai în educație, și în sănătate și peste tot, pe merit. Nu este nicio problemă. Sunteți de acord să intre profesori evaluați cu 7 la clasă? Eu nu. Ca părinte. Sunteți de acord să fie salarizat la fel un profesor evaluat cu 7, cu 1 evaluat cu 10? Eu nu sunt. Revenind, după cum ați observat și dumneavoastră, domnul Gâdea, și invitații din studio, inclusiv domnul Bușoi de la PNL, aceste săgețe ale României educate, ale domnului Iohannis, de fapt devine ciolacă. Nu știu dacă ați sesizat asta. Eu am sesizat foarte bine. Deci ciolacul a fost la nu știu ce întâlnire în calitate de ce? De ce? De membru al coaliției, de guvernare? Păi și ce treabă are ciolacul cu 2 mandate dezastroase ale PNL? Stimate domn, ce treabă are ciolacul cu Anisie și cu Deca sau cum o cheamă? Ce treabă are ciolacul? Niciun. Zero. Că poți să contribuie pe acolo cu o vorbă, că mai vine și domnul de la UDMR și contribuie. Asta e cu totul altceva, stimate domn. România Educată este un proiect exclusiv PNL. Vreți sau nu să recunoașteți? Ne-am trezit acum că e rocada, foarte bine. Ideea e alta. Vreau să vă întreb, de ce nu v-ați răsculat într-o grevă generală anul trecut pe vremea asta? Că era dezastru. V-am ascultat, pot să răspund. Chiar era. Da, de ce nu v-ați răsculat anul trecut pe vremea asta? Pe vremea asta, nu în decembrie când ați făcut nu știu ce pe tine. Nu, anul trecut pe vremea asta. Pentru că, distinsă doamna, am încercat în permanență să găsim soluții negociate. Am încercat să discutăm cu acești domni reprezentanți ai partidelor politice, da, să găsim soluții prin tratative. Pentru că să știți că nu este nicio pasiune a niciunui cadru didactic sau angajat din învățământul preuniversitar să participe, să vină sute de kilometri din toate colțurile țării pentru a striga nemulțumirea în București. Nu este nicio pasiune pentru noi să intrăm într-o grevă generală. Da, înțelegeți, mă ascultați-mă, pentru că m-am ascultat cu tot respectul. Da, și în egală măsură datorați același respect și față de cei pe care îi cunoașteți poate mai puțin. În momentul în care vorbim că un dascăl care intră în sistemul de învățământ cu media 7 la titularizare nu ar trebui să fie salarizat la fel ca unul care intră cu 10, demonstrează încă o dată cât de puține lucruri cunoașteți vis-a-vis de ceea ce înseamnă învățământul preuniversitar. Să știți că se intră și în magistratură, fără supărare, doamna Budeanu, și în magistratură se intră la fel cu note de 7, de 8, de 9 sau de 10, dar asta nu înseamnă că un magistrat care își ocupă postul cu o notă de 7 o să fie mai puțin bun decât unul care va lua o notă mai mare. Haideți să nu punem etichete atâta vreme când nu cunoaștem fenomenul. Vă rog, doamna Budeanu. Stimate domn, 7-7, 10-10. Cum să nu fie nicio diferență? Pentru dumneavoastră, doamnă. Cum pentru este și la copii, este și la profesori. Pentru dumneavoastră, doamnă. Pentru că aș putea să vă spun în egală măsură că poți să fii un foarte bun absolvent al învățământului universitar, poți să fii șef de promoție, dar să-ți lipsească ceva esențial. Vocația. Ce? Și vocația nu ți-o dă o notă. În niciun caz. De asta vorbim fără să cunoaștem caracteristicile domeniului educațional. Dar încă o dată, eu nu-mi doresc o astfel de dispută. Nu asta așteaptă colegii noștri în momentul de față. E normal, nu? Nu, nu este normal. Nu mai sunt astea criteriile. Astea sunt. Ce să facem cu ele? Le-am hotărât noi? Astea sunt criteriile. Dezbaterea trebuie să existe. Că e cu ministerul, că e cu părinții, că e cu parte din societate, dezbaterea trebuie să existe. Dana, te rog, deci opinia ta care este cu privire la această chestiune? Am înțeles. Crezi că nu trebuie să fie plătiți toți la fel cu aceste creșteri, cei care au 7 și cei care au 10? Niciodată toți la fel, dimpotrivă. Niciodată cum să fie plătiți toți la fel, dimpotrivă. Cum să fie plătiți toți la fel? Să fie plătiți în funcție de performanță, firește. Cum să nu?
Păi avem profesori eminenți. Eminenți. Mulți. Nu pe cât timp ies în stradă. Mai puțin, din păcate. Dar asta e. Și tocmai de-aia nici nu avem. Cum? Avem profesori eminenți, universitari, preuniversitari. Cum adică? Învățători. Extraordinari. Păi nu toți sunt la fel. Cum adică toți? Nu contează. Ba contează foarte bine. Cum? Ce înseamnă asta că nu mai contează? Păi atunci acum nu contează, înseamnă că nu mai contează nicio notă nicăieri. Nu există asta. Asta este. Astea sunt criteriile de valoare. Dar nu despre asta este vorba. Vreau să știu și eu de ce profesorii nu au făcut grevă generală, cum au reușit să facă 2 ani de zile când nu s-a făcut școală și când după aceea nu s-a vrut nici măcar recuperarea care a fost chiar propusă de domnul Câmpeanu, tot PNL, cu rămasul peste vară și etc. Nu s-a vrut. Ok, am înțeles, toată lumea e nemulțumită în general, copiii nu și-au de suferit în particular. Însă, de ce nu s-au făcut aceste manifestări cu care sunt solidară, foarte bine, ieșiți în stradă, mai ales acum înainte de examenul beton, nu o să se ajungă la niciun 70% la salariu și ați cai peste peretul, să ajungă la un armistițiu, nu asta e ideea, adică nu o să se oprească acum școala, dar de ce nu ați realizat un astfel de demers, în special în această, nu știu, domnie a domnului Iohannis cu România educată înfiptă în pârdăbăț de 8 ani de zile? Că dacă tot nu, că vorbim numai despre România educată, de ce nu s-a reușit un acord cu acest partid măreț numit PNL în acești ultimi ani, 2019-2023? Cred că doamna Budeanu nu uită un lucru esențial. Etc. Și atunci s-a ajuns la Ciolacu. Deci distinsă, doamna, uitați un lucru, esențial. Vă scapă ceva. Ministrul Muncii, din partea cui este? Ministrul de Finanțe, din partea cui este? Și atunci puneți-vă întrebarea de ce a participat la acele discuții și domnul Ciolacu. Și să știți că nu se ia nicio decizie în această țară fără să existe discuții în cadrul coaliției. Haideți să nu vorbim doar de dragul de a ne auzi. Haideți să nu emitem judecăți de valoare, pentru că nu este corect. Iar vis-a-vis de pandemie, haideți să clarificăm câteva aspecte. Când unii strigau foarte puternic pe posturile de televiziune că ar trebui să ținem școlile închise pentru că se făceau niște economii la bugetul de stat, nu mai plătim facturi, nu mai plătim utilități, nu mai plătim taxele pe internet și așa mai departe. Dascălii erau cei care cereau să revină în sălile de clasă împreună cu elevii lor. Noi am cerut acest lucru. 100%. Dumneavoastră nu știu la ce v-ați 100%. Uitat atunci. 100%. Iar pe de altă parte, iarăși un lucru pe care nu-l cunoașteți, v-aș ruga, stimată doamnă, să studiați puțin legislația în domeniul dialogului social și să vedeți în ce condiții se poate declanșa o grevă generală. Pentru că, dacă îmi permiteți, doamnă, grație unei legislații promovate într-o anumită guvernare, dacă vorbiți în același timp, nu vreau să vorbim despre PSD. Eu n-am chef să vorbesc despre PSD, că vorbesc despre PSD. Doamne, dumneavoastră vorbiți de PSD, eu vorbesc de politicieni la modul general. Dumneavoastră aveți o pasiune. Datorită cui s-au deschis școlile în pandemie? Doamnă, dumneavoastră aveți o pasiune din punctul acesta de vedere. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu personal nu am nicio așteptare din partea clasei politice. Pentru că atunci... Dacă vorbim așa, nu se înțelege nimic. Profesori s-au întors la catedră. După ce s-au deschis after school, majoritatea profesorilor s-au întors la catedră, distinsă doamnă, mai puțin cei care aveau boli grave. Care creșteau gradul de risc. Ce a fost în pandemie, a fost în pandemie. Dar acum avem o situație cu grevă generală. Respect. Domnule Nistoră, stați un pic. Domnule Bușoi, ce răspundeți la ceea ce spunea mai devreme doamna Budeanu? Evident că e o discuție care merită făcută, cea legată de salarizare după performanță. Performanță care, evident, ar trebui evaluată în procesul de predare, nu neapărat nota cu care intri în sistem. Nu știu însă nicio țară europeană, sistemul public, să fi implementat acest gen de abordare. Evident, școlile private negociază cu profesorii, dacă vor un profesor mai bun, îi poate oferi un salariu mai bun. În general, în sistemele publice europene și chiar internaționale, în marile țări după care ne putem inspira sau despre care putem vorbi atunci când facem o dezbatere despre cum ar trebui să îmbunătățim sistemul românesc, eu unul nu cunosc situații de salarizare diferențiată și am deschis o cutie a Pandorei destul de complicată, care cred că în final n-ar aduce soluții mai bune pentru sistemul de învățământ. Nu e nici vina domnului Ciolacu, nici vina ministrului de finanțe,
Evident, premierul a arătat toată deschiderea să găsim o soluție. Mi-e teamă că e un moment destul de dificil în a găsi soluții bugetare. Știți bine că, din păcate, față de estimările inițiale ale Ministerului de Finanțe, se pare că încasările nu s-au ridicat la aceste estimări. S-au propus și s-au acceptat de toată lumea, și de cei din PSD, și de cei din PNL, și de cei din UDMR, anumite măsuri de limitare a cheltuielilor publice. Avem, evident, o problemă serioasă cu pensiile, pentru că acolo lucrurile sunt cu adevărat dramatice pentru unii pensionari. Trebuie și să rezolvăm problema pensiilor speciale și a pensiilor foarte mari, care nu sunt bazate pe contributivitate. Și eu cred că trebuie dat un semnal cadrelor didactice. Mi-e greu să cred că găsim soluții bugetare în acest an pentru creșteri de 70, 60 sau 50%, dar dialogul trebuie să continue și sunt convins că odată ce se va așeza noua echipă guvernamentală, Bușoi, se vor găsi soluții. Domnul, nu i-am reținut numele și îmi cer scuze. Domnule Bușoi, dumneavoastră sunteți în PNL. Spuneți-mi și mie ce ați făcut pentru profesori din 2019 până azi, de când ați preluat putere. Că uitați, domnii sunt nemulțumiți din 2019 în continuu. Înțeleg că s-au făcut apeluri. Ce au făcut ministrii educației, ministrii de finanțe, tot PNL, etc., primii ministri, din 2019 până acum pentru România educată, din care fac parte și profesorii, firește, și nivelul lor de salarizare. Ce a făcut dumneavoastră ca răspuns la apelurile repetate despre care a vorbit stimatul domn? Bun, în ceea ce privește partea de organizare a... În ceea ce privește partea de organizare a sistemului educațional, s-au pregătit și se vor adopta legile educației, evident că acum sunt în Parlament. În ceea ce privește partea de investiții, o bună parte din banii din PNRR vor fi investiți în sistemul educațional. Nu, ce ați făcut pentru solicitările profesorilor? Nu răspundeți cu PNRR-ul. Ce ați făcut pentru solicitările profesorilor din 2019 în general, până astăzi? În ceea ce privește partea de salarizare, evident că până în acest moment au fost creșteri spectaculoase. Da, tocmai din 2019, pentru că... domnul stimabilul domn din studio, îmi cer scuze din nou că nu i-am reținut numele, a spus că au crescut salariile cu 0 lei, 10 lei, 20 de lei. A spus dânsul. Deci din 2019 până în 2023, răspunsul PNL, adică a României Educate, acestui program, a fost 0 lei, 10 lei, 20 de lei în bătaie de joc la sfârșit de lună. România Educate nu înseamnă doar... chestiunea de salarizare înseamnă și legi mai bune, înseamnă și investiții din bani europeni, ceva serios. Înseamnă și modificări de curriculă. Dacă din 2019 până acum vi se aplica grila de salarizare făcută pe timpul lui Dragnea cu Olguța Vasilescu cu asta, ați fi avut mai mult acum sau tot la fel era? Deci pentru majoritatea profesorilor înseamnă tot 0 lei. Știți de ce? Pentru că s-a ajuns la maximul prevăzut de legea 153. În același care timp, e legea 153? Legea salarizării, acolo, legea salarizării. Aia care tot pe a fost legea schimbat, aceea faimoasă făcută din perioada domnului Dragnea, aia, să știți că au existat niște cazuri.